A fost. I-am spus, vă las că vorbiștești, nu te speria. Nu, eu vreau să violentă, dacă îl bate. Nu, nu te speria, să mor eu, calmează-te, Roxana. Oh, i-a dat una. Calmează-te, Roxana, te rog eu. Salutare, prieteni. Nu știu ce și cu tare ești pădine. Îmi place și eu fac la fel. Nu-i problemă. Salutare, prieteni. Farsa de azi de la ocazie este una specială, în sensul că la ultimul clip pe care l-am postat am primit un comentariu, o sugestie de la voi, și aceea de a face o farsă echipei. Și cum toată echipa a văzut comentariul în afară de Roxana, ne-am gândit că de cât ei putem să-i facem o farsă. L-am chemat ca invitat special pe fratele Baghera. Vă salut pe toți. Aveți YouTube-ul în descriere, Instagram și ce mai vreți. Și rămâneți până la capăt să vedeți ce o să iasă. Roxana? Vezi, să fii atentă că venim în câteva minute, că am găsit victimă. Am găsit victimă. Ieși și tu acum la șosea acolo, da? În 4 minute, 5 minute suntem acolo, da? Hai, succes, pa. Bine, frate, bine. Roxana, nici nu știi ce te așteaptă. Ți-am făcut-o noi. Ai pus să mi-o faci mie. Farsă. Ar fi culmea, tocmai tu care faci farsă, te superi. Asta așa este, da. Eu stau prin Oltenița, vin de la muncă. Da? A, este. În Budești. Da? A, e. În vecină. Da, de oricum nu stau de da. Tu unde vrei să mergi, că te văd supărat, ce se întâmplă? Spun sincer că sunt baie de cap, nu? Păi? Trebuie să plec în conciliu. Problema cu mașina asta, nu știu ce dracu are, nu știu ce. O fi cu ea? Te-a lăsat mașină, să știu. Da. La fel ca femeie, te lasă și mașina și femeia. Și bărbatul nu te lasă și atât. Depinde de femeie, depinde de bărbat. Asta, asta e chestia, frate, că atunci când nu te aștepți, bă, atunci ți-o face, mă, frate, n-am văzut așa ceva. Și încolo, frate, că sunt fiere, eu le fac. Și de femeile și bărbații? Nu, de mașină vorbeam. De mașină, de mașină. A rămas cu pe. Păi și unde e? Unde e mașina? Unde te lăsă? Satul mai în față, pe acolo, pe la... Cum dracu se cheamă? Puțin mai în față, în culo, aici, în capăt, în capăt de tot. Băi, frate, eu crește că trebuie să mă vine de azi, că eu de la Dramatei de aici, că am auzit că sunt... Dar bine zici, mă vine azi. Bă, că și eu vreau să mă... Știi să luăm și noi, bate eu de la tine. Da, cu bate. Unde aici? Mă crește aici, că e mai neva. Ți-au ceva, frate? Vrei ceva? Nu. Ți-au ceva? Nu. A, mergi și tu? Mergi și tu? Nu vreau nimic. Mergi și eu. Rămâneți aici, au. Și ce zici? Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Ți-am zis. Sper că nu te super că sunt așa mai vorbăreat. A, nu am nicio chestie. Sunt nu mă bag aerea, să nu sunt. Sunt cu cineva, doar că nu e nimic serios, adică... Gândi că e ceva... Nu e nimic să... Nu. Ți-am zis, am chestia asta cu mașina asta. Încă nu. Ți-am zis, dar nu e ceva serios și... Roxana, să mor eu, mi-e milă de tine, dar ce vrei? Nu puteam să-i facem farsă la nimeni decât ție, atât. Dacă ne luăm pe Brigi și venim la tine acolo să ne facem farsa în continuare. Sper că l-ai vrăjit pe om. Îi cunoști pe băieți? Din cauza asta. Nu, n-am.
N-am ce știu. Păi nu știu, eu sunt așa mai curioasă de tot. Nu știu eu, nu prea. Nu știu dacă, nu prea mă bag, nu prea sunt genul ăsta, nu prea aș vrea să mă bag în chestii de genul ăsta. Dar nu știu, sigur e ok să cauți pe acolo. Stai, ce faci? Băi, stai, ce faci? Ce faci? Păi stai, buzunare. Cum adică? Stai, cum adică? Păi, te rog să ții la tine. Păi, stai, n-am buzunare și când coborăm, îmi dai face ceva. Lasă că nu vede, stai liniștit. Stai, pe ce o să zic? Pe ce o să... Lasă că mi-e zic ceva, să niște bani nu sunt aici, 2-3 lei măruna, deci... Lasă că nu vede până acolo. Mamă, ce-mi fac? Lasă că în viață trebuie să fii și mai... Noi compucăm de parcă nu s-a întâmplat nimic, da? Și facem... Stai. Ce înseamnă asta, pe bune? Lasă că mai are. Și nu-și dă seama. Strică câteva milioane degeaba? Ți-e frică? Păi... Păi, dar nu observă până să zic acolo. Ce? Ți-i știu la tine, trebuie. Nu, acolo nu are, serios. Nu, nu se simte să ai un. Nu o să-și dea seama, stai liniștit. Și nu e prima dată când spune că e vorba între noi. Mă simt așa, nu știu, m-a luat. Nu te mai simți, că ți-ai zis, în viață trebuie să mai faci și ei, dar stai că altfel nu rici, nu câștigi. Câteva milioane bune acolo degeaba? Și vezi, n-ai să mai zice și cabarentele înșală. Nu se aștept. Îmi vreo. Da, nu fac chestii de genul ăsta. Nu. Hai să, totuși, cred că ar fi bine să nu mai umbli. Poate vine, poate. Ce bine miros. Nu, trebuie să-ți dai și tu? Nu, gata, ajunge, gata, lasă. De ce? Chiar mai... fac ceva așa rău? Păi, cum să umblăm la omul ăsta? Minte, cornul l-ai mâncat, că nu știu. Și eu am suferit și am avut și am o grămadă de probleme. Și în relație sau? Să, în viața de zi cu zi, în general. Ah, okay. Și trebuie să devin așa mai... Mai a naibii. Că altfel... Nu vine să cred așa. Oh, e bine că... Nu se vede. Dacă știe omul de ei sau... Dacă e pe cineva, te gândești că ți-o în mașină, eu păi, nu mai ajută. Păi, seama. Păi, vezi tocmai asta, după aia nu mai știi de unde să mai ia, pe mine, pe tine. Mai zi nimic. Din? Oh, da. Mamă. Nu s-a întâmplat nimic, da? Merge frumos acasă, câteva sute de lei acolo. Mamă, uite că vine. Stai liniștit, cum vorbite normal. Te învăț o meserie dacă nu știu. Pe unde ești? Bă, ce n-am vrut să vă fac pe ăla? Vreți și voi o mână de copii? Bă, ce scuze, pe mori, frate? Nu, no, sunt ok, sunt... Mai bine. Pe unde? Lumesc, frate. Unde ești să-ți dau bani? Am mâncat amuzantă în dimineață și de-aia nu. Să nu te scuze. Bă, e tare ăsta, bă, bag în iar. Că știu, dar... Să luat și o gură așa, dacă n-am găsit merdenea de-aia. Mă aștept la centura acolo să-ți dau bani? Am avut eu cu voi. Așteaptă-mă, că am banii la mine, frate, Sica. Nu i-am pe toți. Cu 10 milioane. Da, frate. A, te pup. 10 minute, sper că. Știu că aveai banii acolo. Nu am fost cu tine, frățiorul meu, nu știu nimic. Nu știu nimic, frate. Bă, frate, dați-mi banii, că, deci ascultați-mă puțin. Bă, să mor eu, lasă, lăsăm glumile deoparte și astea. Trebuie să dau banii neapărat la om, frate, că mă așteaptă acolo, e banii acolo. Dați-mi banii, dacă i-ați luat, frățiorul meu. Nu știu nimic, frate, nu știu nimic. Nu știți nimic, a? Bă, dacă ați luat banii, trăiască familia voastră, dați-mi banii la băiat, că eu vreau să ajung acasă. Eu am stat în spate, nu. Stai așa, sunt și la poliție, să vedem. Nu, 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 nu
la poliție, nu? Păi stai-mă puțin așa să vedem dacă... Hai că îți spun, Ilie. Cine e ăla? Ilie, nu mai sună la poliție, Nu voi pune cine omul voia la ocazie să vă duc acasă înapoi, și pui. Îi furați banii la om de mașină. Cum adică? Bă, frate, ce înseamnă? Bă, bă, ce v-am spus eu, bă, frate. Nu l-a umblat, acolo n-avea nicio treabă, și-a lăsat parfumul aici. Cine a luat banii până la urmă? Vorbiți. Ce mă, le ferește și bă, fraților, ce aveți, mă, frate? Ce înseamnă asta? Bani, cum adică am luat? Ce înseamnă asta? Stai puțin. Hai să ne liniștim. Bă, ascultă-mă puțin. Bă, tu faci de-astea cu mine, te ia mașina mea și-mi fur banii. Bă, frate, nu uite care e chestia. Bă, ce înseamnă asta? Faceți manevre cu mine sau care e faza? Unde-i mă sunat? Uite-te-mă. Ia stai-mă puțin. Nu ăștia sunt banii tăi? I-am și zis să nu umble acolo. Bă, ce sunt oamenii ăștia? Stai, nu-i ceea ce pare, stai, nu te supăra, nu te enerva, ai răbdare. Mă, frate, ce înseamnă asta lucrul ăsta? Nu e chiar așa, nu e chiar așa cum crezi tu, stai, pai puțină răbdare, nu e chiar așa. Ce ți-am uitat, na, ce ți-am zis? Ce zici să nu umbli acolo? Tu nu ai. Bă, fraților, uite care e. Asta e manevră sau ce? V-ați vorbit înainte? Spuneți și mie care e. Vorbim înainte, tu ai umblat. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg ce înseamnă asta. Ce? Dacă umbli mașina, ce se întâmplă cu voi? Deci voi aveți manevră ceva, mai mult ca sigur, că altfel nu-mi explic. Eu n-am făcut nimic. Deci voi cred că nu știți pe cine vă pune sau nu știu, doar n-am. Vezi mă pe cine e o mașină. Eu nu se poate așa ceva, frate, asta e mai mult ca sigur e manevră, lăsați-mă în coace. Păi tu, te urci la omul mașină, te făceai, auzi, ai văzut mă ce hoți? Se făcea, bă, sunt supărat, trebuia să plec în vacanță, să și vine și fură banii de la tine din torpedo. S-a umblat peste tine. Mă, frate, era banii la tine din torpedo, cum poți să spui tu? Mă, crezi copil mic, ce bă crezi? Am crezut că vă cunoaște. Bă, ce crezi tu pe mine, bă, frate? Mă crezi copil mic fură de la mine de mașină și acum te dai tot. Bă, frate, nu mai țipa la mine, frate. Nu mai țipați, nu mai faceți de asta. Bă, acum te faci tu. Acum te dai tot un șmecher și astea, cum ar veni tot ești victima, a? Te dai victima acum sau ce? Nu mai zic nimic, nu știu ce să mai zic, m-ați blocat. Asta dacă nu e manevră, altceva n-are cu ce să fie, bă, frate, nu e imposibil așa ceva. E manevră? Păi ți-am dat noi banii, frate, nu te-ai furat. Da, n-ai umblat tu acolo. Doamne, bă, în ce mașină m-am urcat, bă, frate, mă dau jos acum. Ce aveți, mă, frate? Trebuia să mă duc la un service. Ba, acolo, da, era foarte cădat. Trebuia banii pentru service, să-ți repar mașina și fug banii la unde. Da, mă, asta ai vrut să faci? Ba, asta ai vrut să faci, audit la mine. Ce ajuns oamenii ziua de azi? Vreau să te iau de barba aia? A? Bă, frate, nu e chiar așa. Bă, vrei să te iau de barba aia? Deci nu e chiar așa cum crezi tu. Deci nu e chiar așa cum crezi tu. Nu e chiar așa cum crezi tu. Păi așa că mergem la poliție. Dacă acum. Dacă eram locuță, știi ce-i făceam, îi rupeam părut în cap. Cum găsesc un echipaj acum, gata? Cum să sui la mine mașină, pe-i mai iertam? Nu mai iertam, ești nebun? Deci echipaj, se lasă cu poliție, cu de-astea, nu? Da, frate, stai așa să vedem. Stai așa, ce faci? Bine, stai așa. Ia vezi, mă, te uiți. Am răbdare, ai răbdare, stai așa puțin cine acum. Cine sunt? Și la poliție? Am ce răbdare, ce le zici la poliție? Am răbdare acum, ai răbdare puțin acum, nu mai... Ce le spui la poliție? Vezi că am furat de la un băiat? Lasă-mă mai ușor, ai răbdare. Bă, fratele meu, ia fii atent aici. Avem o mică problemă. Nu știu ce fac ăștia aici, cu manevre, cu dragi, cu lași, nu știu care e faza cu ăștia aici. Păi cum, mă, dacă fur din astea, bă, frate, de mașină? Fura de mașină la un nu e chiar așa. Deci e o manevră la mijloc, mai mult ca sigur, că altfel nu pot să-mi explic. Bă, nu se poate, mă, frate, așa ceva. N-am cum să zic așa repede pe telefon, că n-am cum. Trebuie să vin acolo să... Cine e? Nu e treaba ta, o să vezi tu acolo, o să vezi. Alo, cine ești la telefon? Bă, frate, de telefon îmi face. Alo, cine ești? Dar cine ești, bă, dă-mi vorbește așa? Dă-mă, frate, telefonul îmi face. Da? Pe uite, mă, l-a luat o mașină și îmi fură banii din asta, frate. Frate, i-a furat banii din torpedo, l-a luat la o casă. Băi, gilor, care sunteți? Stai așa că stau să ajungă la poliție acum. De acolo. Bă. Băi, e farsă, uite, e cu glumă. Băi, cine ești la telefon? E frate, tu sau nu știu cine e cu noi. Am făcut o farsă, e cu camera ascunsă, frate. Doamne, ferește și ceva, n-ai cum așa ceva, imposibil. Ce dracu farsă, mă, fraților? Ce asta, basta, basta. Băi, îmi cer scuze, frate, hai că l-aducem la tine, la voi acolo unde sunteți, frate. Nu știu cu cine ai vorbit, dar e ok, e o farsă, îmi pare rău. Băi, cu asta ne ocupăm, caută pe YouTube, Marin, înțel, frate, cu asta facem farsă, nu te supăra, frate. Nu te-am înțeles, dar astea sunt farsă. Prietena noastră. E cu noi, fata, frate. E cu noi, fata.
echipă. Deci astea sunt farse, nu? Eu nu mă, frate, nu trebuie să fie supărat așa rău. Hai, nu te supărat. Nu e faza chiar de supărat așa, dar uite-te, nu se poate așa ceva, cum? Te duci ce înseamnă asta? Ți-am luat bani, nu știu ce, astea sunt farse, astea ce farse? Da, dacă nu era pe bune, îi luai, până la urmă. Ai vrut să iei. Bă, ce sunt oamenii ăștia, bă. Dar ai vrut să iei, farsă, dar ai vrut să iei bani. Astea e farse, mă. Așa poți. Astea sunt farse, mă, ce aveți, mă? Ai vrut să iei bani. Nu se face. Lasă-mă, frate, că-ți trece. Ți-am făcut ziua mai bună, Breja Mare, acum fericit. Bă, cine e supărat? Pe mine s-a fără ăsta. Bă, unde? Lasă, mergem acolo. Bă, unde trebuie să... Mergem acolo. Unde trebuie să te las? Lasă, vezi aici, la... Fă stânga aici, la... La Ford aici, fă stânga. Da, la Pepsi, că acolo e. Da, acolo e, mă, frate. O să vezi acum mașina mea parcată acolo. Dar nu te-ai supărat acolo? Bă, nu te-ai supărat, frate. Nu e, mă, frate, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Sună pe băiatul ăla și spune glumă, glumă, farsă, farsă, nu se face. Bă, adevărul că e și urâtă gluma asta, că oricum cine oricine lua bani, frate, acum pe sărăcia asta, dar băi, hai odată mă înțelege că e glumă, farsă. A fost o glumă. Pare rău, frate. Farsă ne farsă acum ce vine? Vine treaba că sunt vai de cap, mă, că luam banii și păi nu, e că lumea știe că e la mișto. Gen că sunt regizate farsele. Vai de cap, mă, dar tot luam bani. Da. Unde e? Eu glumă, mă, frate. Și mie dacă nu se făceau glume și astea. Farsii nu s-a supărat niciunul. E glumă. De ce te-ai supărat? Uite acolo, uite. Aici e mașina ta? Sau nu înțeleg ce faci? Da, da. Cum nu știu la băieții ăștia că e glumă, frate, ce nu se aia? Lasă, vorbim cu ei acolo și gata. Nu, nu te supăra. Nu e chiar așa. Dă să-ți strâng mâna, te rog. Salut, frate, mersi mult de tot. Ne strângem mâna, ne strângem toate astea, dar nu e chiar așa. Las-o așa. Ce farse faci tu? Te apuci de farse, te apuci de farse. Eu sunt glumă, frate, eu sunt vinovat. Eu nu sunt vinovat, dă-și bă. Te apuci și ochelari de ăștia la oi? Bă, frate, cu asta... de fără să ții țeară de astea? Nu, mă, frățiorul meu, cu asta ne ocupăm noi să morim. Stai, mă, puțin, mă, stai, mă, puțin. Bă, vorbiți frumos cu că e femeia asta în mașină, e o fată cu noi în mașină. Băi, frate, că stai, mă, puțin, că familia mea... Dă-te-i jos, dă-te-i jos, că nu stăm noi. Bă, stai, mă, puțin, stai un pic, că mă dau jos, stai un pic, că mă dau jos singur, băi. Băi, frate, a fost... Lăsați-mă, că mă dau jos singur. Nu vă supărați, a fost o glumă, trăiască familia. Băi ăsta. Băi frate, vine cu tebă. Vine frate, exact. Așa că modiu. E gagică mă aici, mă face să răspund la trăbă. Dar nu vine cu tebă, nu-i cu tebă. A fost. Vine un coț. Bă frăție. Ca să zic, fii atât. Lasă că vorbiști în știe, nu te speria. Eu vreau să fie lentă, dacă îl bate. Nu te sperie, să mor eu, calmează. Roxana. Oh, i-a dat una! Calmează-te, Roxana, te rog eu! Roxana, calmează! Nu! Rox... Mari! Bă, lăsați-mă, bă, Roxana! Bă, știi că e glumă! Bă, e glumă, nu te sperie, stai aici! E glumă, Roxana, 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 e glumă, e glumă! Bă, gata, împlinte, Mari, împlinte-o, cât am speriat, gata, a fost glumă, Roxana! Bă, leșina, să moară familia mea, a doua apă! A doua apă să moară familia mea! Bă, Roxana, Roxana, e glumă! Bă, a doua apă, Roxana, e glumă, Roxana! Roxana, e glumă, glumă! Bă, a doua apă, ești nebun! A doua apă, bă! Roxana, v-am glumit, era o glumă, am vrut să-ți facem o farsă! Aveți mă, apă aici, mașină, mă, uite-o, uite-o un pic, apă aici! Roxana! Ia, dă-i un pic. Apa, Roxana, Roxana e glumă. Roxana e o glumă. Roxana e glumă, nu te speria. Glumă, nu te speria. Nu te speria. Am vrut să-ți facem ție o farsă. Am vrut să-ți facem, uite, îi cunoaștem pe băie, sunt cu noi toți și victima tot. Bă, a fost o glumă, Roxana, ești bine? Cazi, Cazi, ți-ai luat-o, mă, că a cailele tale. Vrei să-i faci lui Roxana, nu? Lui Roxana ai vrut să-i faci, nu? Mergi cu tine, o să mă ai fautul ăla. Și nu mă știu de-a băi cu direcția lui fața ta. La seama? Asta ne-a păcălit pe noi și pe ăla. Pe toată lumea a păcălit. Și pe ei, nici lor nu le-am zis. Bă, nici lor nu le-am zis. Nu le-am zis. Nici după aia toată. Dă cu Roxana ta și cu băieții ăștia. Nu l-am zis în mașină, că am pus cu ei în mașină. Noi am să-ți facem ție farsa, dar de fapt a fost. Băi, v-am rupt și pe voi.
Tu de ce ardele mari e? Spate avea la 3 minute de bun când a început. Mie mi-e frică de violență de putare și avea la 3 minute de bun. Hai voi gata, de bun. Ne vedem în clipul următor. Pe tot, i-am ars pe tot, Roxy. Nu, de ce apare Joker-ul ăi? De ce are mă Joker-ul pe tricou? Asta e, frate. De ce are Joker-ul pe tricou?